Bună ziua și bine ne regăsim! Sper că ați lucrat și nu este necesar să vă aduc eu aminte, nu? De a insista acolo la toate răspunsurile la aceste întrebări, să fiți cât mai etici cu dumneavoastră și cât mai detaliat. Cu cât veți fi mai detaliați în răspunsuri, vă veți cunoaște mai bine și vă veți învăța de ceea ce aveți dumneavoastră în acest moment nevoie de a fi în echilibru cu dumneavoastră pentru a ajunge la sănătatea perfectă. Astăzi suntem de a purta tăcerea, liniștea în viața noastră, pentru că e nevoie și de asta. Cum vi se pare asta? Mozart spunea că muzica în noapte e ca liniștea între stele. Dar hai să continuăm cu întrebările. Întrebarea numărul 1. Ce consideri tu că în viața ta ai nevoie acum sau ce dorești în viața ta în mod special în acest moment pentru ca să ajungi la sănătatea perfectă? Ce dorești, ce consideri că este necesar în momentul ăsta? Întrebarea numărul 2. Ce intenții poți să pregătești pentru a aduce mai multă bunăstare, mai multă sănătate? Gândește-te la intențiile pe care tu le prepari acum în acest moment sau prepară-le în acest moment. Cu ce intenții poți să vii acum aici, în prezent, pentru a purta mai multă sănătate în viața ta. Numărul 3. Cum poți să creezi un timp de calitate în fiecare zi pentru a construi ceva solid, consistent, de a face exerciții, de a practica o meditație și atenție mare, care să rămână în timp. Adică nu pentru doar aceste 21 de zile. Tu în aceste 21 de zile să-ți faci un obicei, nu? Și ele să rămână în timp, să facă parte zi de zi din viața ta. Să devină o atitudine de viață, practic un stil de viață. Pentru că orice repetiție devine un obicei și orice obicei repetat poate să devină o atitudine de viață, un stil de viață. Fraza de astăzi este: am intenția să fac în fiecare zi pași spre sănătatea perfectă. Dorințele mele și acțiunile mele sunt susținute de inteligența cosmică. Și acum, momentul de conștientizare, dedică scrierii tale acolo cât mai detaliate, a intențiilor tale, încearcă să exemplifici cât mai detaliat și încearcă să pui în practică aceste intenții, să nu le lași doar la nivel de teorie. Deci, cu pași mici, hai! Dar implementează zi de zi câte ceva nou în viața ta și vei observa schimbarea spre sănătatea perfectă. La revedere și ne întâlnim data viitoare, la următoarea lecție. Îți urmăresc
îți urez mult succes și sper că în acești 14 pași, în aceste 14 lecții, ai reușit să te cunoști mai bine pe tine însăți. Ia spune tu, cum e prietenia asta cu tine însăți? La revedere!